Cum ai alergat-o cu toporul pe Alina? Nu trebuia să spui asta, nu trebuia. Dimineața Blana, Open de la 7 la 10. Cum a fost să fie frați Alina Eremia și Mircea Eremia? Ne-a fost dat să... Da, nu, glumesc. A fost foarte mișto. A fost cu peripeții, 100%. Cu dragoste, până bădaie. Da, exact. Multă susținere, multă dragoste. Înțelegere într-un anumit punct al relației de frați. Acceptare. Vreau să vă întreb de bătaie. Vă băteați și voi ca frații? Ziceți niște pozne. Sincer să fiu, ne băteam ca frații și uneori mi-ar plăcea să se întâmple asta și acum, dar este prea firavă. Haide! Ne băteam, da. Spuneai ceva de niște picioare, ne povesteai în pauză, pe care le primeai Mircea de la sora ta mai mare? Păi să știți, adică transmit un mesaj social în acest moment. Dacă doriți să vă apropii, să vă apropiați de sora mea și nu sunt prin preajmă, să știți că picioarele ei sunt sunt dure. De campion din karate, să spun așa. Ah, ce drăguț. Da, foarte dure. Mi-am luat câteva după ce... Se întâmpla în copilărie, fiind, na, orice băiat pasionat de filme de acțiune, de bătăi, e firesc. Te uitai la Jackie Chan. Așa. Așa. Și voia să le aplice, să le pună în practică. Și cu cine putea să fac așa la îndemână, știi, instant? Cu mine. Și automat am învățat să mă apăr, ca să-mi iau, știi? Da, nu? Mm-hmm. Și la un moment dat am devenit și bună la asta. La momentul că punctul meu forte era lovitura de picior. Acum, făcând sport și învățând aceste arte, ce făcea ea se leagă cu adevărat în artă. Adică sunt unele tehnici pe care vin nativ și care... Să nu mai zic că tu, la un moment dat ai luat cursuri de karate și nici măcar acolo cumva nu era suficient, știi? Pentru că ok, te antrenai împreună cu colegii tăi, da, repetai schemele, dar știi cum e? Că repetiția e mama învățăturii. Nu puteai să le repezi doar acolo, că uitai o oră. Trebuie așa acasă. Dar cum ai alergat-o cu toporul pe Alina? Nu trebuia să spui asta, nu trebuia. N-am putut să mă abțin, îmi pare rău. Deci ne certam prin curte și la un moment dat nu mai știu ce mi-a făcut, nu, în fine. De menționat este că avea, nu știu, gen 6 ani. Nu știa că este o armă foarte periculoasă. Și am început să o alerg. Și era unul mic. Adică era din ăla de bătut cuie. Nu-ți imagina că era topor de la să ridic. Era exact. Toporaș mic. Așa. Doar că am intrat cumva în joc. Și din joc mi s-a părut că se îngroașă un pic lumea, știi? Și am început să alerg mai tare și uitându-mă în spate, știi, că alergam așa și așa. Era... Exact. Exact, oh, și uitându-mă în spate, na, să văd cam care este distanța între noi. Îți dai seama că n-aveți de unde să vă dați seama că era în construcție casa, știi? Și erau niște fiare așa suprapuse. Uh-huh. Și uitându-mă în spate, direct cu piciorul în fiare, știi? Cu pulpa în fiare. Și Dita mai cicatricea pe picior. Din păcate are și acum cicatricea. Așa, acum ai semn? Da. De când te-a alergat Mircea cu toporul, știi, ai semn? A fost nasa. Și dacă tot vorbeam de casă în construcție, iar când era casa în construcție, ne jucam printre... Na, cum sunt copiii? Să intri printre dărâmături, să intri printre chestii de genul și la un moment dat am călcat într-un cui și trebuie să menționez că Alina m-a carat în spate în momentul ăla, până când... Ce drăguț! Da, adică o iubire de asta... Păi și ce spune asta despre tine, bipolară. Că tu alergai cu toporul și ea te căra în spate când călcai într-un cui, păi Mircea? Păi și eu când se întâmpla ceva, de exemplu, când băieții mai mari, pentru că ea ieșea cu băieți mai mari, adică când eram eu, să spun, la vârsta de 10-12 ani, ea deja umbla cu copii de 15 ani și eu, deși eram mai mic, întotdeauna eram în spatele ei. Da, și dacă întotdeauna băiat... se băga în gașca mea de prieteni, știi? Mm-hmm. Și tot timpul când simțea el că, nu știu, e un băiat care era doar prietenie, se dădea cumva la mine. Mama imediat era așa. Te-ai bătut vreodată cu vreun băiat ca să iei apărarea? Nu. Nu știu eu. Băi, uite, hai să o spun foarte clar. Alina este una dintre cele mai frumoase femei din România și este foarte căutată. Dar mă bucur că a găsit un băiat cu care să aibă o relație atât de frumoasă. Iar înainte, cum să spun, oamenii și băieții în general aveau poate o abordare greșită în situația asta când vorbeau despre sora mea și bănuiesc că toți ascultătorii și toți cei prezenți aici își pot da seama la ce mă refer.
Și în anumite momente îți dai seama când auzi cuvinte, chiar dacă sunt... fără să fie ea de față. Da, chiar, da, nu. Chiar dacă sunt o persoană destul de retrasă și îmi controlez bine nervii, când auzi anumite cuvinte mai agresive sau mai dure, na, cum se vorbește, cum bădăranii vorbesc despre fete, să spun așa, mă mai aprindeam și s-au mai întâmplat momente în care să am și reacții puțin mai nedorite din cauza faptului că deși băieții poate n-au avut abordare. Da. Foarte drăguț. Eu vreau să trag așa o concluzie, nu eu zic foarte des, dar sunt foarte mândră de tine. Wow. Ai vorbit foarte frumos astăzi. Wow. Nu știu, așa mi-a crescut inima și am vrut să o verbalizez, adică să nu rămân așa un gând necomunicat. Aprecierile din partea Alinei vin da, foarte nu rar. Vin, da, pentru că asta... real sunt genul care nu că are așteptări foarte mari, dar își dorește tot ce e mai bun. Și dorindu-mi tot ce e mai bun, vreau să-și depășească condiția și vreau să nu fie autosuficient. Și pentru chestia asta, de-aia nu-i ofer... lacrimile. Și cred că iar în acest moment se gândesc acum la frații și la surorile. Mai vreau să spun, da. Vreau să spun un cuvânt. Încă și mie îmi dau. Vreau să spun un cuvânt în rusă, se spune Adna Liub și reprezintă iubire eternă pentru o persoană. Hai gata, oprește-te. Stă-ți... Sunteți rodul iubirii și educației pe care ați primit-o și de la părinții voștri. Asta este clar că v-au învățat să fiți așa. Cărora le mulțumim, îi salutăm, îi respectăm și iubim foarte mult. Minunat. Și noi pe voi. Uite. Ai, mă, Alina, nu plânge. Nu că plângem toți aici, facem un plâns în masă. Pro FM, Open Radio.